Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea 1 Samuel, capitolul 14. Voi citi de la versetul 24 până la versetul 46, în mod selectiv, mai multe versete. Paginile în Biblie 304-305. Cartea 1 Samuel, capitolul 14. Citesc de la versetul 24. Este vorba despre un episod biblic când filistenii au biruit pe poporul lui Dumnezeu Israel. Ulterior acestei înfrângeri, când propriu-zis vrăjmașii au băgat groaza în popor și s-au ascuns în peșteri, în tufiș și în grote și nu mai vedeau lumina de la capătul tunelului, Dumnezeu ridică un viteaz pe nume Ionatan care descoperă două trecători prin care până mai ieri pătrundeau filistenii pe acolo. Era vorba despre Boțet și Sene. Și a zis, prin același breșe prin care au pătruns filistenii, mergem și noi să câștigăm biruința. Și s-a dus el, împreună cu o slugă care ducea armele, și sigur că a fost generat un război, și iată ce spune continuând de aici textul. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni nu mâncase. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând, dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ținea jurământul. Ionatan nu știa de jurământul pe care îl pusese tatăl său pe popor să-l facă, a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vărât într-un fagure de miere și a dus mâna la gură și ochii s-au luminat. Atunci cineva din popor, vorbindu-i, a zis, tatăl tău a pus pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca astăzi, și poporul era slăit de putere. Versetul 31, în ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaș până la Aialon, poporul, se reiterează ideea, era foarte obosit. Versetul 43, Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Ionatan i-a spus și i-a zis, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână, iată-mă, voi muri. Și Saul a zis, Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine dacă nu vei muri, Ionatane. Poporul a zis lui Saul, ce? Să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni, și filistenii s-au dus acasă, amin. Până aici cuvântul Domnului, mi-e respectuos să vă reocupați locurile. Dragii mei, citind acest pasaj biblic, dacă ați fost atenți la detaliile Sfintei Scripturi, există un concept care se repetă de cel puțin trei ori. Și acest concept este... Poporul era slăit de puteri sau ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Și în această zi, așa cum am promis în urmă cu aproximativ două luni de zile, vreau să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat sub formă interrogativă. De ce obosesc vitejii lui Dumnezeu? De ce obosesc vitejii lui Dumnezeu? Realitatea este că trăim o vreme de parcă foarte multă oboseală, nu doar spirituală, dar și fizică. Pentru că există foarte multă muncă, foarte multe proiecte, foarte multă alergare și câteodată ni se pare că nu mai avem suficient timp. Ba chiar sunt de vorbă cu cineva într-o împrejurare, mi-a spus, eu cred că timpul s-a scurtat. Și zic eu, bă, tot 24 de ore are în fiecare zi, dar zice, nu, eu cred că s-a întâmplat un fenomen supranatural și 24 de ore înseamnă mai puțin decât ar fi însemnat înainte 24 de ore. I-am spus, nu sunt cel mai potrivit om să-ți dau acest răspuns, nu converg către ideea asta, însă realitatea este că s-ar putea să ni se pare că timpul s-a scurtat tocmai din cauza faptului că ne-am aglomerat viața cu foarte multe activități. Era o vreme, nu frate Ștefan, când cu 40-50 de ani în urmă oamenii ziceau, mă, azi mă duc la sat, rezolv actele și dacă am rezolvat treaba asta, sunt mulțumit. Numai că noi astăzi vrem să ajungem la oraș, să rezolvăm problemele, diseară vrem să fim și până în Portugalia, dacă se poate. După ce ne-am întors din Portugalia, e musai să ajung și la evanghelizare la București.
Așa se face că foarte multe activități ne-au aglomerat viața. S-a schimbat ritmul. Schimbându-se ritmul vieții, ni se pare că timpul s-a scurtat. Și pare că este o chestiune care la un moment dat este cumva o absurditate. Pe de o parte, avem o grămadă de tehnologie și aparate, bunuri care ne înconjoară, care zicem noi le-am achiziționat ca să ne ofere mai mult timp. Nu-i așa? Avem microunde, mâncare fast food, la 10 minute de solicitarea ta poate amăra mâncarea, avem tot felul de, mijloace prin care ne putem alimenta mergând direct pe la drive, trecem cu mașina, nici nu mai avem să stăm în restaurant să mâncăm, trecem pe la drive, gustăm ceva și suntem într-o fugă și într-o alergare continuă. Numai eu îmi dau seama, în urmă cu vreo 2 ani de zile, am fost într-o singură zi în 3 țări. Așa s-au întâmplat că au fost zborurile și într-o singură zi am fost în 3 țări, bineînțeles cu avionul. Și mi-am dat seama cât de aglomerată este viața aceasta. Pentru că ritmul este extrem de alert, proiectele sunt foarte multe și câteodată uităm să avem timp de cele mai elementare lucruri și se spunea încă de la ora de rugăciune, cea mai importantă parte este partea nevăzută, dar care ține văzutul, partea imaterială, sufletul nostru. Însă, pe lângă această oboseală fizică, trupească, care ne-a slăit de putere, și se observă în receptivitatea Cuvântului Dumnezeu. Oamenii astăzi nu mai receptează Cuvântul lui Dumnezeu. Îi vezi, sunt obosiți, cască în adunare, sâmbătă noapte lucrează până târziu, cu greu se trezesc duminica dimineața să vină la biserică și câteodată ni se pare că muncim ca și cum am avea nevoie de prea mult. Când realitatea este că într-o zi tot la 2 metri sub pământ și ne grăbim spre ce? Câteodată îmi pare că ne grăbim spre moarte. Nimeni nu are timp să admire firul de iarbă care a înflorit. Nimeni nu mai are timp să privească coloritul naturii. Nimeni nu mai are timp să vadă o lacrimă din ochi. Sau să aprecieze zâmbetul unui om care tocmai își proclamă o biruință. Și pentru că ritmul este extrem de alert și viața ne-a luat cu asalt, câteodată mi se pare că am ajuns să fim slăiți de puteri și oboseala, spune cuvântul. Ba eu însumi, de multe ori am spus, sunt prea obosit. Și câteodată în momentele mai puțin aglomerate ale vieții, ai vrea să oprești timpul în loc și să spui, bă, aș vrea să se oprească ceasul. Și preț de câteva ore să-mi găsesc tigna, odigna și liniștea. Numai că dacă s-ar opri doar la atât, n-ar fi cea mai mare problemă. Însă, realitatea este că trăim o vreme de oboseală spirituală. Și așa cum poporul Israel acuzea neputință, slăire de puteri, câteodată mă uit și văd peste bisericile unde, prin îndurarul lui Dumnezeu, ajung să călătoresc. Realitatea este că este o vreme de foarte multă epuizare spirituală, foarte multă slăire de puteri și foarte multă oboseală. Și îți dai seama de această oboseală spirituală prin faptul că deseori auzi afirmații de maniera aceasta. Nu pot. Nu pot să ajung marța la rugăciune. Nu pot să ier pe cel de lângă mine. Nu pot să duc ziua de post până la capăt. Nu pot să mai citesc cuvântul lui Dumnezeu cu aceeași pasiune cu care citeam odinioară. Nu pot să mă rog mai mult de 15 minute, cum poate altădată mă rugam câte o oră, două. Și dintr-o dată observăm că trăim într-o generație de slăbănoci din punct de vedere spiritual. Lipsiți de puteri, slăiți, obosiți și acest soi de neputință, acest soi de slăbănogire spirituală, acest soi de oboseală și-a pus atât de mult amprenta peste noi și în această seară realitatea este că oboseala poate să atingă chiar și pe slujitorul lui Dumnezeu. De așa manieră încât să poată într-o zi să lasă armele în răstel, să zică nu mai luptăm, nu mai tragem la jugul și la carul lui Hristos, nu mai slujim în slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat și încercăm să ne reconversionăm, redirecționăm traiectoria, direcția, munca, activitatea, zona de slujire în care Dumnezeu ne-a chemat. Și mă întreb câteodată de ce. Oboseala poate să atingă și pe oamenii lui Dumnezeu? În mod cert. Și uitați-vă că Dumnezeu ce aprecia la biserica din Efes, e zice, știu necazul tău, răbdarea ta, faptele tale și că n-ai obosit. Era încă o biserică care încă nu obosiți. Și tot în sprijinul acestui verset spune autorul epistolei către Evrei, capitolul 12, întăriți-vă dar mâinile obosit. Ce vrea să spună autorul epistolei către Evrei când spune întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți? Aici cred că ar trebui privit în analiză cu tabloul de la Rifedim din Exodul 17, când Moise ridica mâinile, poporul lui Dumnezeu avea parte de biruință.
Numai că la un moment dat spune Biblia că și Moise a obosit. Și nu mai putea să țină mâinile sus. Gestul mâinilor ridicate era modul prin care Moise mijlocea înaintea lui Dumnezeu, proclamând că biruința este a lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Moise, fiind zlei de puteri, mâinile au început să-i cadă. Și ce bine este să ai oameni care să te prindă de mâini. Și ce bine este să te lași prinși de mâinile care îți spun, sunt aici să te ajut ca să nu cazi de oboseală în lupta, în războiul și în alergarea care stă înainte. Și în textul acesta, exact aceeași speță se întâmplă. Vitejii lui Israel, poporul lui Dumnezeu, a fost extrem de zlei de puteri. Și mă întreb, de ce obosește poporul lui Dumnezeu? De ce obosesc oamenii lui Dumnezeu? De ce obosesc vitejii? Și în această seară, vom vrea să privim și să observăm trei mari cauze pentru care poporul lui Israel, din vremea de atunci, a obosit și posibil că aceste cauze să se regăsească și în viața mea, și în viața dumneavoastră, și în familia mea, și în familia dumneavoastră, și în lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Prima cauză. Poporul lui Dumnezeu a obosit în ziua aceea și era zlei de puteri, în primul rând din cauza prea multor adversități din partea inamicilor. Și realitatea este că adversitățile vieții fac parte inerentă din ceea ce însemnăm noi ca oameni. Însă, când aceste adversități sunt multe, aglomerate și pe un plan și pe alt plan, câteodată necazurile, greutățile, dificultățile prin care trecem ne duc în punctul în care să zicem, nu mai pot. Pe de o parte tu ieși și spui, Doamne, am o problemă financiară. Pe de altă parte, vorba salmistului, în val cheamă un alt val. Vine și te mai trezești și cu o boală în trup, ba o durere de cap, ba o anemie, ba o stare, ba trebuie să faci o operație. Ba un copil care devine rebel și te întreb, ba cineva se îmbolnăvește din casa ta și trebuie de îndată să alergi operație, medici. Și dintr-o dată toate aceste greutăți, adversități, lupte ale vieții îți iau puterea și nu mai poți merge înainte în rugăciunea ta, nu mai poți mijloși, nu mai poți evangeliza, nu mai poți predica, nu mai poți face lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat. Și diavolul e maestru în a încerca să doboare puterea poporului sfânt prin tot felul de adversități pe care le aduce în viața noastră. Că diavolul știe ceva. Zice, mă, nu poți să o birui pe sora. Că sora vine marțea la rugăciune. Duminică seara a ascultat o predică. Duminică seara Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit. A atins-o într-un mod special. În săptămâna care urmează se duce cu resursa de putere pe care a primit-o duminică de la Biserica lui Dumnezeu, de la Cuvântul lui Dumnezeu proclamat și de la Duhul Sfânt prezent acolo. Și diavolul zice, am să încerc altfel să o biruiesc. Și prin dificultățile și luptele vieții. Ba un coleg de muncă care îți face supărare. Ba că vine angajatorul și zice te dau afară de la locul de muncă. Ba o boală care dă târcoale în trupul tău. Și dintr-o dată diavolul vrea să rămână mâinile jos, picioarele să ți se slăbească și să nu mai ai pasiunea, focul și râvna de a sluji pe Dumnezeu. Și trăim astăzi drama faptului că mulți dintre slujitori au slăbit în putere. Mulți dintre creștini nu mai au putere să meargă înainte, tocmai din cauza prea multor greutăți ale vieții. Și vreau să vă uitați în textul acesta că sunt două direcții din care au venit adversitățile și luptele în sunul poporului Israel. Mai întâi, filistenii, care erau dușmanii clasici ai poporului Dumnezeu, care, când au pornit cu război împotriva lui Israel, filistenii s-au înmulțit extrem de mult. Și numărul mare de filisteni care au năvălit împotriva poporului Dumnezeu Israel i-a înspăimântat. I-a îngrozit cu totul și au avut parte de o mare biruință filistenii în momentul acela. Și diavolul freca din mâini de bucurie pentru că reușise să biruiască poporul sfânt al lui Dumnezeu care altă dată venea și striga Iisus este aici, Dumnezeu este Dumnezeul nostru, Iahve este Dumnezeul cel adevărat. Și dintr-o dată au primit curajul filistenii să-și proclame zeii și să-și proclame dumnezeii în care se încredea. Și uitați-vă că filistenii când au pornit cu război prin mulțimea mare de oameni care au năvălit, zice Biblia că erau ca nisipul mării, dacă veți citi în capitolul 13, aceste lupte continue, aglomerate, succesive, i-au obosit atât de tare pe cei din Israel. Și să știți că diavolul nu se oprește la atât. Că la un moment dat războiul cu filistenii s-a sfârșit. Ba chiar aș putea să spun că prin omul lui Dumnezeu Ionatan și robul care s-a supus planului care venea de la Dumnezeu prin Ionatan, Dumnezeu a dat biruință și din falimentul în care ajunsese Israel,
Dumnezeu a creat din faliment o mare biruință, că cel ce poate schimba falimentul în biruință este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și vestea bună că este aceasta, în orice vreme, în orice împrejurări, în orice vale a vieții te afla, Dumnezeu la vremea potrivită va ridica oameni care să-ți întindă mâna, mână de care trebuie să te prinzi și să poți ieși biruitor. Slăvit să fie Domnul! Cum mi-a spus un frate astăzi de dimineață după slujbă, frate Timotei, zice, am ajuns într-un punct greu al vieții mele din punct de vedere spiritual și m-am rugat lui Dumnezeu să mi-te scoată într-o zi în cale. Și numai că dumneata ieri te-ai întâlnit cu mine. Și zice, n-a fost nimic întâmplător, fiindcă eu în rugăciunile mele, după ce am trecut prin perioada asta de vale a vieții mele, l-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, fă ca într-un mod cu totul și cu totul neașteptat să mă întâlnesc cu fratele Timotei și să stau de vorbă. Și mi-am dat seama că Dumnezeu, prin evenimente care par mici, prin chestiuni de detaliu, câteodată orchestrează evenimentele din viață ca să spună oamenii potriviți în cale. Uneori sunt eu, alteori poate să fie altcineva. Nu ești prea neînsemnat ca Dumnezeu să nu te poată folosi. Dumneata, o simplă femeie, spunând într-o zi unui om care se află în culmea disperării, cum vă voi sta un pastor de la București într-o zi, zice, m-am dus să fac o vizită la o familie care era internată în spital. Numai că atunci când eu m-am dus să fac vizita aceea la spitalul din București, am întâlnit o altă familie care era zdrobită de putere, slăită de putere, pentru că fata ei era bolnavă de leucemie în ultima fază și tocmai primise diagnosticul. Și atunci a prins cu mâinile de păr și a zis, Doamne, nu știu ce să fac. Și diavolul i-a pus în gând să se sinucidă, să se arunce, dar nu știu câte la etaj la spital. Și în timpul ăla, pastorul, nu dau nume, urcă pe scări în timp ce ea se pregătea, aștepta pe coridorul spitalului maică-sa să iasă fata după diagnosticul ăsta și deschisese geamul și era hotărâtă să se arunce de pe spitalul geamului. În momentul acela, pastorul de la București urcă pe scări și o întâlnește și spune pacea Domnului. Și în momentul acela se trezește ca dintr-un act nebunesc pe care diavolul l-a pus în minte să-l facă și spune, frate pastor, sunteți aici? Și el îi spune, da, sunt aici pentru că am venit să vizitez o familie. Și a plină de lacrimi, zdrobită până peste măsură de mult, spune, uite care este problema mea. Și în momentul acela, fratele are cuvintele acestea. Dacă slăbește puterea în ziua necazului, mică ți este puterea. Dumnezeu are putere să vindece fata ta. Și ea s-a mărturisit și a spus, uite ce act nebunesc voiam să fac. S-a rugat pentru ea și Dumnezeu a dat puterea să treacă mai departe. În momentele grele ale vieții, în perioadele de răstriște, când pare că totul în jurul tău s-a întunecat, când ți se pare că ai fost abandonat în cursa vieții, când ți se pare că totul este cenușiu și sumbru, când îți ridici privirea spre cer și cerul pare închis pentru viața ta, ascultă-mă bine, întotdeauna Dumnezeu va trimite oameni care să spună, sunt aici, nu te-am uitat, nu te-am abandonat, prin mine vei putea păși înainte, glorificat să fie Domnul în veci. Și când poporul Israel era slăit de puteri, falimentar, resemnat, până în punctul în care a spus, nu mai avem nicio șansă, până și armele filistenii le luaseră, Saul se uita și reclama neputință. Poporul era îngrozit, aștepta o schimbare. Voia un freamăt, vrea o minune, vrea o putere, vrea o trezire. Voia o mireasmă a Duhului lui Dumnezeu în popor. Și nu se mai întâmpla nimic. Erau gemete. Era spaima unui popor îngrozit de adversarii care păreau că sunt mult mai puternici decât el. Și când talpa filisteanului pășea în Israel, poporul lui Dumnezeu Israel era îngrozit și spunea, vrem să vedem slava ta, mai vrem să vedem o minune, mai vrem să mai apară răspunsul tău la rugăciunile noastre, Doamne. Și părea că toate rugăciunile lor sunt seci, părea că cerul s-a închis, părea că cerul este plumbuit și închis pentru viața lor. Și trimite Dumnezeu Duhul Sfânt peste Ionatan, un tânăr poate sub 20 de ani, pe care nimeni probabil că nu dă doi bani, n-avea expertiză militară, n-avea experiență de viață în armele, în arme și în războaie, dar Duhul lui Dumnezeu și-a asejat peste el și a spus, când toți stau la ecrane și la televizoare, când toți aleargă în stânga și în dreapta căutându-și binele personal, pe mine mă doare de starea poporului, pe mine mă doare de rana fiicei poporului și uite ce vreau să fac. Vreau să mă duc să salvez poporul Israel de sub tăvălugul filistean care ne calcă cu putere. Pentru că întotdeauna Dumnezeu va ridica niște viteji și Dumnezeu ridică pe Ionatan. Și Ionatan se ridică
Și găsește un om care se pune umăr la umăr lângă el și spune: eu nu știu lupta ca tine, nu știu care este viziunea ta, nu știu care este proiectul tău, dar ceva știu în seara asta. Știu că eu îți voi ține armele și voi fi pas cu pas în rând cu tine. Și știți că prin Ionatan a venit o mare biruință. Pentru că întotdeauna, când pare că totul este cenușiu și întunecat, când pare că Dumnezeu te-a abandonat, când pare că nimic nu se mai poate face, Dumnezeu trimite o soluție, glorificat să fie numele Lui în veci. Și Dumnezeu o ridică pe Ionatan. Și Ionatan, în toate aceste adversități din partea filistenilor, spune: n-are rost să ne lăsăm cotropiți de ele, nu trebuie să mergem înainte. Dar credeți că s-au oprit adversitățile? Și după aceea diavolul zice: n-am reușit ca din exterior să birui poporul lui Dumnezeu. Voi încerca din interior. Și a început lupta de putere dintre Saul și Ionatan. Tatăl său, Saul, care ar fi trebuit să proclame biruința lui Dumnezeu și să spună: mulțumesc lui Dumnezeu că a venit biruința în poporul lui Dumnezeu. Când ne aștepta mai puțin, când nimic nu se mai putea face, slava lui Dumnezeu a coborât și Dumnezeu a trimis o soluție. Și din momentul acela începe un război civil, o luptă care nu se mai dă cu filistenii și se dă în sânul poporului Israel. Și diavolul știe ceva ce noi amândoi s-ar putea să fi uitat. Că da, nici o furtună care vine din exterior îmbarcă și o lovește, nu poate dobărâ corabia respectivă. Ea pășește și navighează peste valuri. Dar când din interior s-a produs breșa și au pătruns apele, corabia aceea tinde să se scufunde și poate să prăbușească cu totul. Și întotdeauna diavolul va vrea din interior să distrugă biserica lui Dumnezeu. Uitați-vă în istoria creștinismului, începând cu anul 54, până în anul 313, când s-a dat edictul de la Milano, începând cu domnia lui Nero, în timpul persecuției căreia a murit și omul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru. Au fost 10 împărați romani, cu 10 valuri de persecuție prin care au prigonit creștinii. Și știți ce au crezut soldații romani? Că vor birui creștinismul. Cu titlul de exemplu, amintiți-vă de Policar, pe episcop de Smirna, ucenicul lui Ioan, care a scris Apocalipsa. La 86 de ani, procuratorul roman l-a chemat și a spus: leapă-te de Dumnezeul tău, blesteamă-L pe Iisus pe care l-a tot predicat atâția zeci de ani și vei muri de bătrânețe când e rușine de peritei alb. Și Policarp, episcopul de Smirna, a zis așa: mai bine taie-mi limba, împărate, decât să rostesc un cuvânt de ocară la adresa Dumnezeului meu, care de 86 de ani a făcut numai bine vieții mele. Și l-au ars pe rug. Și a venit un soldat și i-a înfipt sulița puternic în coast. Și a ridicat privirea spre cer și a zis: Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Și știți ce au crezut soldații romani? Că au biruit creștinismul. Numai că ei nu știau că avea să strige Sfântul Ioan Gură de Aur mult mai târziu. Că sângele martirilor era o sămânță a Evangheliului Dumnezeu prin care mulți oameni se întorceau la Domnul. Și a știut diavolul că cu toate varurile din exterior, cu toate persecuțiile din interior, cu toate cu toate adversitățile filistenilor, cu toate legile stricate pe care le vor da, nu vor birui creștinismul. Și a urmat a doua perioadă foarte grea, numită perioada iluministă, secolul 17-18-19, când niște oameni care au avut pretenția să se numească oameni de știință, au încercat să pună știința și rațiunea mai presus de Dumnezeu. Și au spus: religia este podnița rațiunii umane. Scoateți-L pe Dumnezeu din școli, din facultăți, din biserici, din familii, după peste tot. Și așa ușor, ușor a apărut curentul de gândire numit secularismul. Și nici acești filozofi de mare seamă n-au reușit să biruie biserica lui Dumnezeu. Și contrar tuturor premoniților oamenilor de știință, biserica și creștinismul, în loc să se distrugă, a înflorit mai tare. Și a urmat a treia perioadă, numită perioada comunist, când și la noi în România s-a ridicat un sistem despotic, totalitarist, care a zis: vom vrea să propagăm un curent de gândire ateu și să fie anihilată credința din sufletul credincioșilor. Și cu toate astea, nici atunci furtunile din exterior n-au reușit să bire biserica lui Dumnezeu. La minus 15 grade mergeau prin păduri, spărgeau gheața și făceau botezuri în apă. Prin păduri puneau perne în geamuri, se rugau și slavă lui Dumnezeu cobora și în loc să se doboare pasiunea și flacăra din creștinism, mai tare se aprindea. Și a zis diavolul: n-am reușit nici așa. Și atunci diavolul a zis așa: voi vrea ceva, pentru că altfel nu pot trăi. Și acum, în apusul vremurilor, când biserica lui Dumnezeu se apropie de linia de final, când Dumnezeu se pregătește să-și cheme biserica acasă, pe linia de final, diavolul a zis așa: ce pot să le dau cel mai mult creștinilor? Și diavolul a zis: confortul. Pentru că nu întâmplător, boțez trecătoarea prin care au pătruns filistenii se numește platforma strălucitoare.
Și le-a dus confortul diavolului. Și a zis, le voi trimite un boțeț pe care să urce. O platformă strălucitoare. Ce vor? Aer condiționat? Aer condiționat. Vor bani? Le voi da bani. Vor haine? Le voi da haine. Vor casă? Le voi da casă. Ce vor ei și le vor da? Le voi da. Și a zis diavolul, prin confort voi reuși să-i birui. Și ce n-a reușit în 2000 de ani, persecuția secularistă să distrugă, a reușit în ultimii 30 de ani confortul să facă. Ne-a furat pasiunea de Dumnezeu. Ne-a furat dorința de rugăciune. Ne-a furat dorința de a mai veni marța la rugăciune. Știți de ce? Pentru că ne merge prea bine. Că dacă am trece prin văi, prin furtuni, prin zdrobiri, prin sărăcii, prin perioade de vale ale vieții noastre, altfel am ști să-L căutăm pe Dumnezeu. Altfel am venit la rugăciune. Altfel am postit. Altfel am căutat prezența lui Dumnezeu. Și diavolul a reușit prin confort să ne, cumva să ne inoculeze ideea că suntem cineva, că am ajuns acolo. Și ușor, ușor, în viața noastră a apărut mândria, aroganța, răzbunarea, incisivitatea și au început luptele din interior. Și când au început frații din comitet între ei să se certe, când au început jocuri de putere politico-bisericești, când au început dihotomii, breșe și diavolul să creeze tot felul de rupturi în poporul lui Dumnezeu, astăzi rămân îngrozit că trăiesc o vreme și sunt contemporanul unei vreme extrem de grele, când prin biserici diavolul a reușit să distrugă pacea și unitatea, legătura frățească și să rupă legăturile de pace și de unitate. Și în timpul în care noi vrem slavă lui Dumnezeu și vrem cancerul să se mai vindece și vrem nemântuiții să se întoarcă la Dumnezeu, nu mai poate lucra Dumnezeu. Dumnezeu nu poate turna un de lemn într-un vas fisurat. Mai întâi trebuie fisurat vasul și un de lemn lui Dumnezeu va coborâ. Și uitați-vă că prin această implozie creată de Saul în sânul poporului Israel, poporul lui Dumnezeu era pe punctul de a dispărea de pe hartă și un mare om al lui Dumnezeu pe nume Ionatan trebuia să moară. Știți de ce? Din cauza unui conflict interior apărut în poporul lui Dumnezeu și din cauza multor adversități, diavolul pe unii din popor i-a zlăit de puteri și câteodată nu mai putem merge înainte. Spune tu în această seară, nu e așa că râvna ta de acum 20 de ani nu mai e aceeași râvnă cu râvna pe care o ai acum? Nu e așa că rugăciunea mea și rugăciunea ta nu mai este câteodată la fel de aprinsă cum era acum 15 ani? De ce? Pentru că cineva ne-a furat puterea. A doua cauză pentru care poporul lui Dumnezeu, vitejul lui Dumnezeu pot obosi, pe lângă adversitățile vieții, și îmi place ce spune Galateni, capitolul 6, cu versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui. Orice ar însemna binele ăsta, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Al doua cauză pentru care vitejii pot cădea, pot fi zleiți de putere și pot să obosească, sunt angajamentele pripite, greșite din partea liderilor. Uitați-vă la Saul, fără să se consulte cu nimeni. Dintr-o ambiție ostentativă, el se hotărăște și spune nimeni să nu se atingă de niciun fel de mâncare și de miere. Mie mi se pare de dreptul ridicol să poți lua o astfel de jiruință, măcar că știi că în context de război, cea mai importantă parte este să primești ce? Hrană. Să te alimentezi. Și uitați-vă ce zice. Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și zice Ionatan mai târziu, omul luminat de Duhul lui Dumnezeu. Versetul 30. Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? Da sau nu? Da sau nu? Înfrângerea era mult mai mare și biruința poporului Dumnezeu era mult mai mare. Dar din cauza unei decizii greșite pe care regele Saul a luat, s-a ajuns în punctul în care poporul lui Dumnezeu să fie zlăit de puteri. Și uneori, puterea poporului poate slăbi. În viața de familie, puterea soției și a copiilor pot slăbi în momentul în care eu, ca bărbat, în casa mea, iau decizii neînțelept. Cum a spus odată fata cea mare unui pastor, i-a spus așa, tata, zice, de 2 săptămâni din cauza luptelor pe care le-a avut, de 2 săptămâni tu nu mai vii la biserică. Tu erai un om al lui Dumnezeu care predicai. Ne uitam la tine ca la un far, ca la o lumină. De 2 săptămâni nu te mai vedem veni la biserică, nu te mai rogi. Ceva s-a stins în tine. Ce se întâmplă cu tine în perioada asta? Dacă tu vei cădea, tu ești propta de care noi ne ținem.
Tu ești ancora de care noi copiii ne-am prins. Dacă tu vei cădea, tata, și noi vom cădea. Și în momentul acela, ca după un duș rece, acest păstor povestește, m-am trezit din toate luptele care erau în interiorul bisericii. Și am zis, eu trebuie să merg înainte. Măcar de dragul copiilor mei. Că dacă voi cădea eu, vor cădea și ei. Dacă voi cădea eu, va cădea și soția mea. Și uneori, deciziile greșite pe care noi, ca preoți, în casă le luăm, s-ar putea să distrugem copiii noștri, s-ar putea să distrugem soțiile noastre. De aceea, în această seară, mă rog ca Dumnezeu să coboare un duc de înțelepciune peste poporul său. Și noi, ca preoți în casele noastre, să luptăm pentru binele familiei noastre. La nivel de biserică, deciziile și angajamentele greșite care se pot lua pot să distrugă puterea poporului. De aceea cer în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să dea înțelepciune și în orice decizie pe care o luăm, să o luăm pentru binele poporului, nu pentru dărâmarea poporului. Și uitați-vă că Saul a luat o decizie neînțeleaptă, fiindcă angajamentele greșite, pripite, luate doar dintr-un spirit așa de a cuceri tu teritoriu, s-ar putea să creeze foarte multe drame mai târziu, pe termen scurt, pe termen lung și chiar pe termen de etern. Și uitați-vă la celălalt pol, ca să vedem în antiteză în seara asta, uitați-vă în Judecător, capitolul 8, versetul 5. Aceeași perioadă de criză. Unii se războiau cu filistenii în 1 Samuel 14. În Judecător 8 era vorba despre lupta dintre Gedeon, poporul lui Dumnezeu, și madianiți. Același fel de conflict, un conflict militar, un război. Ce decizie a omului Dumnezeu Gedeon? Și au zis ce zice Gedeon celor din Sucot. Dați-vă rog câteva pâini poporului care mă însoțește, că sunt, ziceți dumneavoastră, obosiți și sunt în urmărirea lui Zebac și Țalmuna, împărații Madianului. Același conflict, același război militar, două decizii diferite. Care era diferența între unul și altul? Peste Gedeon era Duhul lui Dumnezeu, peste Saul nu mai era Duhul lui Dumnezeu. De aceea vreau în această seară să fim înțelepți fiecare dintre noi și să fim foarte atenți la deciziile pe care noi le luăm. Zice Biblia că binele unei țări atârnă de, sau fericirea noastră atârnă de binele cetății. Dacă avem politicieni care cârmuiesc bine și au decizii înțelepte pentru proiecte legislative pe care le dau, pentru economia, pentru infrastructura, pentru autostrăzi, pentru educație, pentru sănătate, toate aceste decizii înțelepte pe care le au ei vor avea drept consecință și binele cetățeanului de rând. E tot la fel se întâmplă și în viața de familie și în viața Bisericii lui Dumnezeu. De aceea, în lucrarea lui Dumnezeu nu se lucrează cu ambiție. În lucrarea lui Dumnezeu nu se lucrează cu orgoliu. În lucrarea lui Dumnezeu nu se lucrează cu decizii pripite. Chiar dacă ești rege și te cheamă Saul. În lucrarea lui Dumnezeu se iau decizii cu post, cu rugăciune, cu prorocii, cu descoperiri, cu vedenii de la Domnul. Deciziile pentru popor se iau întotdeauna înțelegând ritmul bisericii, înțelegând dinamica, evoluția. De aceea mă rog în această seară să căutăm mai mult revelațiile de la Dumnezeu, să căutăm mai mult să auzim șoapta Duhului Sfânt, să căutăm mai mult să vedem ce vrea să ne vorbească Dumnezeu, pentru că este o vreme în care cât de priceput aș fi eu, Timotei Floarea, am nevoie de sfat de la Dumnezeu, am nevoie de revelațiile Duhului Sfânt. De aceea, cât de stăpân ți se pare că ești pe situații? Cât de mult ți se pare că tu, Saule, deții controlul? Vreau să spun ceva. Poporul lui Dumnezeu poate avea mai multe biruințe cu o singură condiție. Să lași poporul să mănânce. Dă-le pâine să mănânce. Nu-i opri de la hrana dovnicească. Nu-i opri de la pâinea pe care Dumnezeu vrea să le dea. Nu-i opri de la mierea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Și uitați-vă, dragii mei, că deciziile neînțelepte pot să surpe puterea poporului sfânt și vitejii să cadă. Îi mai pasă cuiva că pot cădea oameni pe câmpul de bătălie? Îi mai pasă cuiva că eu pot fi generatorul multor victime pe câmpul de bătălie? Câteodată îmi pare că cineva ne-a închis ochii. Însă în această seară, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne trezească și Duhul lui Dumnezeu să pună peste noi lumina Duhului Sfânt, să putem să luăm decizii înțelepte. Și întotdeauna decizie înțeleaptă nu-i cum îmi spune mintea mea, oricât de deștept aș fi eu. O decizie înțeleaptă e cum spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, mă rog în aceste vremuri, când se fac căsătorii fără să se întrebe Domnul, când se merge la locul de muncă fără să-L întrebe pe Domnul, când noi
Luăm decizii profesionale fără să-L întrebăm pe Domnul. Când noi ne mutăm dintr-o biserică în alta fără să-L întrebăm pe Domnul. Când noi luăm decizii pripite fără să-L întrebăm pe Domnul. Aș vrea în această seară să coborâm de pe acest tron pe care diavolul, nevegherea și firea noastră ne-a urcat. Și înțelegem că Domnul trebuie să fie pe tron și noi orice decizie pe care o luăm, să o luăm la sfat cu Domnul. La sfat cu Domnul. El niciodată n-a greșit în tot ce a făcut. Și toate au un bun sfârșit când Domnul le-a început. Slăvit să fie numele Lui. Istoria de tristă amintire din aprilie 1912. Vasul California, aproximativ la ora 19, a transmis prin radio un mesaj către Titanic avertizând despre un câmp de gheață. Dar să știți că vasul Titanic a plecat din Southampton spre America. Capitanul Stanley Lord i-a ordonat echipajului să se oprească pe timpul nopții, ajungând la concluzia că era prea periculos să continue. În timp ce pleca de la schimbul de tură, a văzut luminile Titanicului la orizont la aproximativ 5 mile distanță. Vasul California a transmis din nou prin radio către vasul Titanic, avertizând, noi ne-am oprit și am fost înconjurați de gheață. Semnalul radio a fost atât de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită a lui Titanic. Iar răspunsul radiofonistului de pe Titanic a fost, taci, taci, sunt prea ocupat. Vasul California și-a oprit wireless-ul la 23:30. Iar vasul Titanic a lovit iceberg-ul 10 minute mai târziu. La ora 2:20 dimineața, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei peste 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața în acel dezastru. Și știți de ce? Din cauza unui capitan care a spus celuilalt căpătan din vasul California, taci, taci, sunt preocupat. Eu știu bine ce am de făcut. Și întreg vasul Titanic, despre care un inginer constructor a zis, nici măcar Dumnezeu nu-l poate dărâma pe ăsta. Părea că deține controlul. Și vasul Titanic s-a scufundat. Pentru că n-a luat seama la semnalul radio pe care capitanul Lord l-a dat la vreme. În această zi, suntem aici și Dumnezeu ne spune nouă, ia seama la semnalele pe care Dumnezeu le trage. Dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, dacă încă sufletul ți-e legat de păcate și de avici, în seara asta Dumnezeu spune, ia seama că mai devreme sau mai târziu vasul numit viața ta se va prăbuși. Într-o zi și eu și dumneata vom deveni istorie, ne vom descopune și vom pleca din lumea asta, dar sufletul pe care Dumnezeu l-a pus în noi e veșnic. Și el nu va merge decât la una din două adrese, raiul sau iadul. Te întreb, ai ascultat tu de semnalul lui Dumnezeu pentru viața ta? Ești gata în această zi să spui, da, Doamne, sunt aici să iau cele mai înțelepte decizii pentru viața mea, pentru sufletul meu. Știți că atunci când vasul Titanic a plecat, erau trei clase de călători. Clasa săracă, clasa medie și clasa celor bogați. Când au naufragiat vasul Titanic, la destinație n-a apărut decât o pancartă cu două clase. Pierduți și salvați. Și te întreb în această zi, vrei să urci în corabia celor salvați sau în corabia celor pierduți? Și vreau să închei în această zi și vrem să cântăm o cântare imediat, pentru că e ceasul deja 8 și va trebui să mergem la un serviciu de priveghi. A treia cauză pentru care vitejul lui Dumnezeu și poporul poate fi sleit de puteri este alimentația precară a vitejilor lui Dumnezeu. Isaia 40, de la 29 la 31, spune foarte clar. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în lășin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. De ce? Pentru că vitejii ăștia se alimentează cu Dumnezeu. Și atâta vreme cât ești cu privire la Dumnezeu în fiecare zi, când ești cu privire la om, oricine ar fi el, poate să fie Timotei, poate să fie oricare altul, poate să fie oricine din lumea asta, când ești cu privirea spre om, omul te poate clătina oricând. Dar când îți pui încrederea în Dumnezeu, El este stânca care nu apune în veci.
El ține cu mâinile sale universul. El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El n-a pierdut niciun război și când te alimentezi cu El în fiecare zi, vei putea primi puterea să mergi înainte prin toate războaiele, luptele și alergările vieții de zi cu zi. Slăvit să fie Domnul în veci. Proverbe capitolul 25 cu versetul 25 spune foarte clar înțeleptul Solomon: ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Adică, dacă te alimentezi în fiecare zi cu lucruri care te strică, vei fi doborât, prietene. Dar dacă în fiecare zi te alimentezi cu cuvântul lui Dumnezeu, că avea să strige psalmistul în psalmul 34, că prezența lui Dumnezeu, ce când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și apoi spune că prezența lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu sunt mai dulce ca fagurul de miere. Și Ionatan, când s-a alimentat și a mâncat din mierea respectivă, zice Biblia că i s-au luminat ochii. Pentru că întotdeauna modul de alimentare cu Dumnezeu este definitoriu pentru condiția noastră spirituală. Și pentru că s-a alimentat cu miere, Ionatan a avut parte de biruință. Și în această zi vreau să spun: tu te hrănești din hoitul leului sau din mierea venită de la Dumnezeu? Dacă în fiecare zi te hrănești cu bârfe, cu denigrări, cu ranchiune, cu știri, cu dezinformări, cu lupte de tot soiul, cu tot felul de lucruri care îți îngreunează sufletul, să nu te miri că nu mai ai putere nici în predicare, nici în cântare, nici în rugăciune, nici în nimic din tot ce ține de zona spirituală. Dar când te vei hrăni cu mierea cuvântului lui Dumnezeu, când vei trudi pentru lucrarea lui Dumnezeu, când te vei încrede în Domnul din toată inima ta și când viața ta se va alimenta sănătos, se va întâmpla ceva cu tine. Vei crește din har în har și din putere în putere și în toate ispitele pe care diavolul le pune în fața ta, vei putea ieși mai mult decât biruitor. Nu e așa? Există un dicton, zice: suntem ceea ce mâncăm. Dacă noi mâncăm mâncare nesănătoasă, ne vom îmbolnăvi. Tot la fel se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Dacă noi ne hrănim cu ceea ce trebuie, cu hrana cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu ne va întări și vom primi putere și vom merge din har în har și din putere în putere. Și chiar când va părea că am obosit și nu mai putem merge înainte, se va ridica Dumnezeu ca un viteaz, ne va prinde de mână și ne va da puterea să mergem înainte. Nu știu unde ești în seara asta, dar într-o zi poporul lui Dumnezeu la părul Besor a zis: noi nu mai putem merge mai departe. S-a oprit și a zis: rămânem aici la calabalâcuri. Dar ridica Dumnezeu 400 de viteji în frunte cu David, care au zis: dacă voi ați obosit, noi vrem să mergem înainte, să luptăm. Poate că în această seară te-ai oprit undeva la părul Besor al vieții tale. Ți-e greu să te mai apelezi să bei apă din apa cuvântului Dumnezeu. Ți se pare că nimic nu mai rezonează cu sufletul tău. Îți simți sufletul uscat, vlăguit, ceva s-a stins în tine. În seara asta te chem să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, am obosit, dar Tu rămâi tăria mea. Am obosit, dar voi continua să merg înainte. Am obosit, dar Tu ești tăria mea. Și dă-mi puterea, Doamne, în lupta mea de mamă care să-și câștige fiii. Nu voi da răgaz ochilor mei. Nu voi da țipire ploapelor mele. Nu voi înceta jertfa rugăciunilor mele până când prezența și slava Ta va coborâ și va aduce mântuirea celor pierduți din casa mea. Că da, am învățat ceva. Că peste o mamă groparul poate pune pământ, dar peste rugăciunile ei niciodată. Și rugăciunile ei și post-mortem pot avea putere să întoarcă fiii risipitori. De aceea te încurajez în seara asta să mergi înainte și să nu obosești oricât.